Haideți la mine în curte pe 6 noiembrie 2023. Vremea este caldă, e frumoasă, să vă arăt ce am în curte. Leuștean. Încă am leuștean verde pentru ciorbe. Pătrunjel și mărar. Am în permanență verdeață proaspătă, ceapă verde pentru salată, cât mâncăm acum. Aici, într-o parte, am ardei capia. Am ardei din belșug. Am pus și la congelator, am pus și în borcane, am făcut și zarzavat și bulion. Și încă mai avem ardei de mâncat așa proaspeți în salate, de pus la mâncăruri. Încă mai avem. Și uitați-vă ce pădure de roșii mai avem. Aici pe margine sunt roșii cherry. Cât de multe sunt. Să culegi roșii coapte la începutul lui noiembrie. Și pe aici încă avem murături. Încă se mai coc roșii. Uite aici, se vede roșia asta? Avem roșii care se coc. Am pus murături, un bidonaj de 60 de litri, două borcane de 10 litri și încă mai avem de cules. Uitați-vă ce bogăție este aici. Când ești gospodar, ai de toate. Rolul solarului este să protejeze plantele. Nu facem căldură în solar, dar este mai cald aici în interior. Sunt plantele protejate de ploi acide, de ceață, de tot ceea ce ar putea să le dăuneze. La început de noiembrie. Roșii, mai am câte un castravete într-o parte. Haideți și afară să vă arăt. Am busioc. Pun la mâncăruri și la sosuri. Aici am busioc roșu. Roșiile și murăturile de afară. Roșiile încep să se aducă, dar murături încă mai am. Mai pun sigur încă un bidon de 60 de litri cu ce mai adun de afară. Ardeiuți. Avem din belșug și sunt plini de flori sărăcuți. Ia uitați-vă cât leagă în continuare. Mai avem vinete, chiar dacă sunt micuțe, sunt bune de făcut un ghiveci. Ce pot face două mâini de bace? Apă, soare, sapă și mult drag. Asta este grădina mea acum.